Cât costă toată, tot, dacă urmezi tot pilonul ăsta de licențe, cât te costă? Acum pot să vorbesc despre prețuri care sunt la vedere pe site-ul nostru. Pot să vorbesc de cât costa. Vedeți că asta cu costă. Prețuri care sunt la vedere poate lăsa loc de interpretări. De ce? Prețuri care sunt la vedere, cum adică? Sunt la vedere, în sensul că dacă vrei să vezi costurile sau prețul. Nu, există și niște prețuri care nu sunt la vedere? Sau? Nu, sunt la vedere. Prețurile toate sunt la vedere. Ok, bun, da, bine, dacă... de asta spuneam că poate lăsa un loc de interpretare. Prețurile sunt la vedere, sunt oficiale. Nu, bun. Nu vrea nimeni să, să... Totul este cât se poate de transparent. De exemplu, la licența B, prețul era de 2100 de lei. 2100 de lei. Înainte. Da. Odată cu apariția noii convenții UEFA și cu, eu știu, cu analizarea tuturor noilor programe și cu venirea mea la școală și cu updatări și cu reactualizări, am considerat împreună cu directorul tehnic și cu Răzvan Burleanu că trebuie să trecem la alte costuri pentru că nu răspund tuturor cheltuielile, prețurile vechi pentru dobândirea licențelor, nu răspund tuturor exigențelor și atunci trebuie să mărim calitatea procesului, trebuie să aducem lecturi din ce în ce mai buni, trebuie să aducem, să avem, eu știu, material didactic din ce în ce mai performant. Trebuie să închiriem săli la care să putem să desfășurăm procesul după noile cerințe ale UEFA. Pentru că UEFA are un departament foarte bine pus la punct de educație a antrenorilor, care ne trimite regulat, eu știu, tot soiul de îndrumare, tot soiul de documente pe care trebuie să le luăm foarte serios în discuție. Pentru că altfel nu se acreditează, adică școala... Are, mă gândesc, un rating. La evaluări, la evaluări, un supervisor UEFA nu evaluează doar conținutul, ci și tipul de formare și tipul de lucrare al procesului. Adică formarea adulților nu e același lucru cu formarea elevilor sau formarea copiilor. Important este ca antrenorii care vin acolo să învețe să lucreze în grup cu sarcini. Sunt niște principii pe care trebuie să le respectăm și atunci toate dotările trebuie să fie de maniera asta. Adică poți să ai o prelegere, o expunere în fața a 25 de cursanți care să rămână doar o prelegere sau poți să ai o prelegere în care cursanții pe parcursul a 2 ore să aibă 2 sarcini de lucru la care să lucreze în colectiv, să analizeze o temă, să decidă împreună care e răspunsul și unul dintre ei să livreze în fața tuturor răspunsul grupei respective pe temele pe care le primesc de la lector. Ori pentru asta ai nevoie de mese de lucru, 5 mese separate, ai nevoie de dotări. Ori la momentul ăsta, pentru a desfășura un astfel de proiect, trebuie să te duci să închiriezi. Să închiriezi la LIA, să închiriezi unde poți, unde sunt astfel de dotări care să îți permită să te desfășori așa cum trebuie. De la 2100 va crește la cât? Mai știu exact prețurile că sunt făcute de curând, dar cred că e 4.000 licența aproape A, dublu. Aproape dublu, da. Ok. Da. Licența A. Licența B. Licența B. Da, licența putem intra pe site ca să vorbim direct. Spuneți-mi că intru eu acum. Exact, pe site-ul ANF se poate intra. ANF.ro, ANFFRF.ro. ANFFRF.ro. Imediat vedem. Așa. Ca să le spunem oamenilor, că probabil că se uită foarte mulți care își doresc să... Sigur. Bun. Acasă, cursuri, licențe antrenor. Licențe UEFA. Și acolo trebuie să existe detalii SFA. Trebuie să existe un buton în care se scrie taxe SFA. Exact, acolo. Taxe pentru cursul de înscriere, taxe pentru cursul în vederea obținerii licenței UEFA B, 400 de lei înscrierea, 4000 de lei cursul. Da. Taxe pentru cursul în vederea obținerii licenței A, înscriere 400 de lei, 5000 de lei cursul. Da. Taxe pentru cursul în vederea obținerii licenței UEFA Pro, 400 de lei înscrierea, 23.000 de lei cursul, asta înseamnă 4.000 și ceva de euro. Exact, cam bun. Vizele anuale 1.100 de lei, mă rog, asta cu vizele sunt
În fine, nu cred că stăm acum să le povestim oamenilor cât costă și vizarea anuală. Exact. Deci, e o sursă de venituri pentru federație? Va deveni? Pentru că sunt foarte mulți antrenori care... Haideți să spun, nu sursă de venituri, este o sursă. Sunt niște bani care ne permit nu să suplimenteze federația activitatea noastră, ci noi să desfășurăm activitate în condiții normale, cât se poate de normale și cât se poate de în concordanță cu cerințele UEFA. Și cu cerințele unui proces în urma căruia Păurceanu, Andrei Cristea, toți cei care se înscriu, să dobândească la final competențe teoretice și practice care să le asigure, eu știu, parcursul normal în cariera de antrenor și cât se poate de performant. Asta este scopul nostru. Deci nu suntem aici să facem profit din învățământ.